Atenție, cumpărători! S-a auzit o voce de bărbat în interfon. Vă rugăm să vă deplasați imediat în partea din spate a magazinului. În partea din spate a magazinului? I-a șoptit Daniel. Nu cumva se referă la partea din fața magazinului ca să plătim lucrurile? Era ora 20 și 50 de minute. Mai erau 10 minute până la ora închiderii. Ne-am adus cei doi copii în acea excursie nocturnă la Walmart în speranța de a arde niște energie. În schimb, au făcut doar crize de isterie pentru Lego și Hot Wheels noi. A fost un dezastru. Dar se pare că dezastru era abia la început. Vă rugăm să vă deplasați imediat în spatele magazinului, a repetat vocea de sus. Acesta nu este un exercițiu. M-am uitat în jur, dar ceilalți cumpărători erau la fel de confuz ca și mine. O doamnă în vârstă s-a uitat în sus la tavan, încrețindu-și fața. Ce naiba? și a întrebat femeia brunetă pe prietenul ei împingând un cărucior plin cu articole de grădinărit. N-ai auzit?" a spus un bărbat mai în vârstă, aplecându-se peste căruciorul său cu apă, îmbuteliată și conserve. Suntem sub alarmă de tornadă." Una a atins pământul în Sorville. O tornadă? Afară era cu siguranță o furtună. Mai devreme văzusem nori negri venind dinspre est, dar nu părea chiar atât de rău." Nu stați afară în aer liber. Repet, nu stați afară în aer liber. A fost o pauză, apoi o explozie de sunete când toată lumea a început să se mobilizeze. Cărucioare care se rostogoleau, voci panicate, picioare care tropăiau pe podea. Nu se poate întâmpla așa ceva, m-am gândit. M-am grăbit pe culoarul de jucării, cu tacări în brațe, Daniel și Jackson urmându-mă. Trei turi în zigzag și am ajuns în zona de electronice. Am aruncat o privire la televizoarele de pe perete și mi-am imaginat pe noi patru, strivit sub ele. de departe de ferestre și de uși, a continuat vocea în difuzor, și nu încerca să ieși din magazin. Este, este sigur aici? Daniel a clutinat din cap. Zonele mari și deschise nu sunt bune. Mă duc să verific în spate să văd dacă există o sală de pauză sau ceva de genul ăsta. Tu rămâi aici, ok? Am dat din cap cu brațele tremurânde, m-am așezat pe jos între două rafturi de jocuri video. Dacă ronțăia o sticlă în brațele mele, în timp ce Jackson a început să chicotească. Oare tornada va lovi magazinul? Și totul va zbura de colo-colo foarte repede? A întrebat el cu un zâmbet mare și stupid pe față. Nu știu. O tornadă. O tornadă în carne și oase, așa cum vezi în filme, care trece prin orașul nostru. A fost atât de... de neînțeles. Eram originar din New York, transplantați aici în Indiana, cu doar șase luni în urmă. Niciodată în viața mea nu fusesem în timpul unei tornade. Daniel a intrat din nou în peisaj. Totul închis, a spus el în timp ce se alătura pe podea. Dar ascultăm. Fairview este un oraș mare. Șansele ca tornada să lovească acest Walmart? Cred că vom fi bine. N-ar fi trebuit să ne aduc aici. Nu ai știut. Nici unul dintre noi nu știa m am înconjurat cu brațul său. A trebuit să ne avertizeze ca o alertă de urgență pe telefoanele noastre sau o sirenă de tornadă sau ceva de genul ăsta. Vocea de deasupra capului a răsunat din nou prin magazin. Nu stați în aer liber, nu vă faceți vizibil. Aceasta include și camerele de securitate. Vă rugăm să vă mutați într-un loc în care nu este vizibil pentru nicio cameră. M-am încruntat. Ce legătură are asta cu tornadele? Un sentiment de neliniște în stomacul meu. Am privit în sus și am văzut mai multe globuri negre care coborau din tavan, ascunzând camerele de la vedere din interior. Cred că ar trebui să-i ascultăm și să ne ascundem, am șoptit. L-am apucat de mână pe Jackson. Daniel a luat pe Tucker în brațe și am ieșit în alergare pe culoarul central. Magazinul era o priveliște stranie, cărucioare de cumpărat abandonate, răsturnate pe culoar, pline cu orice, de la plăcinte la baterii și plante. Pași de oameni nevăzuți care își găseau noi ascunsători, răsunau prin magazin. Ne-am ferit de un cărucior, de cumpărături plin de sucuri, am înlăgat printre ustensilele de bucătărie și apoi ne-am oprit la raionul de decorațiuni de Paște. Era o cameră de la vedere în coridorul central, dar atâta timp cât am rămas în mijlocul culoarului de Paște am fost invizibil. Ne-am ghemuit o patru pe podea, lângă niște porași de Paște cu aspect monstruos. Mi-e foame!" s-a plâns Jackson. Mami! Am luat o pungă cu ou de ciocolată colorate și am rupt-o. Poftim, bomboane, ești fericit? Am șoptit, împingându-i în mâini. Apoi m-am sprijinit de rafturile metalice, gâfâind. Dar nu am avut prea mult timp să mă odihnesc. Un voie mecanic deasupra capului, iar apoi vocea s-a auzit din nou prin difuzoare. Stați departe de culoarele cu mâncare. Dacă aveți mâncare la voi, lăsați-o și mutați-vă într-o nouă ascunzătoare. Dacă aveți rând deschise, acoperiți-le cu haine. Ce? Ce naiba? Asta nu mai are nimic de a face cu păstrarea siguranței în timpul unei tornade. Ar trebui să fugim, mi-a șoptit Daniel încercând să se ridice. Dar, tornada? Nu cred că e o tornadă. Ascultă, auzi vreun vânt? Am ascultat, dar tot ce am auzit a fost tăcere. Niciun vânt urlător, niciun pământ care să se cutremure, niciun proiectil care să lovească acoperișul de metal. Poate, poate că încă mai vine, știu că ceea ce spun ei nu are niciun sens, dar să ieși afară? Trebuie să ieșim de aici, acum. L-a apucat pe mână pe Jackson în timp ce îl ținea pe tacă în brațe. Haideți! Daniel, nu cred că ideea e o idee bună, am șoptit eu. Dar următoarele cuvinte din interfon m-au făcut să mă răzgândesc. Adoptați o poziție fetală și puneți-vă mâinile la cap. Închideți ochii și nu-i deschideți pentru niciun motiv. Să mergem! Am pornit într-un sprint și am alergat pe culoarul central la naiba cu camerele de la vederi. Ușa din față a apărut în fața noastră, un mic dreptunghi negru care se profila în depărtare. Și pe măsură ce ne apropiam am văzut că Daniel avea dreptate. Era un copac la marginea parcării sub un felinar. Era perfect nemișcat. Am continuat să alergăm, trecând pe lângă zona de haine, pe lângă gustările aliniate la cozile de case de marcat, am alergat spre ușile glisante din sticlă, cât de repede mă duceau picioarele. Aproape am ajuns, aproape am ajuns, aproape. Ușile nu s-au deschis. Nu, nu, nu. Daniel și-a trântit tot corpul de ușă. S-a zdruncinat un pic sub el. Am încercat să-mi degetele în spațiul dintre ele, încercând să despart ușile, dar nu s-au mișcat. Ne-au ne -ne -ne încuiat înăuntru, a șoptit. Vreau să merg acasă, a spus Jackson. Tucker a da, început să se agite și el în sunete mici, de parcă erau pe cale să înceapă să plângă cu totul. M-am întors. Și atunci l-am văzut. Un angajat de la Walmart. Stătea pe jos, la capătul unuia dintre culoare, de la casele de marcat, cu fața spre noi. Purta vesta albastră familiară cu o stea de aur. Hei, lăsați-ne să ieșim!" El nu a răspuns. M-ați auzit? Nu-mi pasă dacă e o nenorocită de tornadă. Descuie ușa și lasă-ne să ieșim. Din nou, nu a spus nimic. Dar în tăcerea aceea am putut auzi ceva. Un sunet umed. Un zgomot de prescăit. M-am uitat fix la bărbatul ușor cocoșat. Încă cu fața spre mine. Oare mânca ceva? Difuzorul de deasupra capului nostru a pocnit la viață. Atenție, vă rugăm să nu vorbiți cu niciun angajat al Walmart. Mi s-a răsit sângele, zgomotul de plescaială s-a oprit, și apoi, încet, omul a început să se ridice în picioare, și a așezat palmele pe banda transportatoare, și le-am pins în sus, și am putut vedea că erau pătate de sânge. M-am dat înapoi, dar picioarele mele se simțeau de parcă se mișcau într-o cuvă de miere. Nu, nu, nu. Degetele mi s-au prins în jurul brațului și au tras. Haide, Daniel a strigat. Am spitat după el, mai adânc în magazin. Dacă s-a uitat la mine peste omă, iar Jackson a alergat cât de repede îl duceau piciorușele lui. Eram va conștientă de sunetul de pași grei din spatele meu, dar nu am îndrăznit să mă uit înapoi. Daniel a intrat în fugă în zona de îmbrăcăminte, iar eu m-am clutinat, ferindu-mă de rafturile circulare de tricouri și de vitrinele de lemn cu haine pentru copii. S-a oprit brusc și s-a ascuns în zona vestiarelor. Aici!" a șoptit el, făcând sens pe una dintre camere. Ne-am îngrămădit înăuntru și am încuiat ușa. Tati, a început Jackson. Ascultă-mă cu mare atenție, M am spus ghimuindu-mă la nivelul lui. Trebuie să fii absolut tăcut, să nu spui niciun cuvânt, bine? Jackson s-a uitat la mine, apoi la Daniel, apoi a dat din cap și s-a așezat pe podea. O să încerc să sun la 911, a șoptit Daniel, transferându-l pe Tucker la mine și scoțând telefonul. A bătut pe ecran, apoi s-a încruntat. Ce? Noi nu... Se pare că nu avem semnal. Eu nu... Un trosc s-a auzit. L-am împucat pe Jackson și m-am îndepărtat de ușă. Noi patru ne-am găsuit într-un colț. Mi-am ținut respirația. Un alt trosc s-a auzit. Sub gorul ușii de la cabina de probă. Picioare de bărbați în pantofi negri. Au făcut încet un pas înainte, mai adânc, în cabina de probă. Nu mișca, am șoptit ținându-l în brațe pe Jackson. Bărbatul a mai făcut un pas. Să nu scoți niciun sunet. Nu te mișca, nu! Tucker a scos un strigăt ușor. Bărbatul s-a oprit. Picioarele i s-au întors, arătând spre noi. O, oh, nu. Tucker a mai scos un strigăt, mai puternic de data asta. Unghile mele s-au înfipt în mâna lui Daniel. Nu. A apărut o mână. Se-a păsat în cer pe podea, în pată de sânge. Apoi au apărut genunchii, în timp ce se strecura prin crăpătură. Nu. Putea să încapă de desubt? Decupajul nu era atât de mic. Era ca la ușa de la boxa unei băi, care se apleca pe podea, exista o șansă să încapă de desubt. Am privit cu groază cum îi se vedea stomacul, vesta lui Walmart albastră, în timp ce își cobora corpul pe podea. Apoi și-a împins brațul sub gol și l-a măturat orbește pe podea. Ca și cum ar fi simțit după noi. Asta e, o să murim. Și apoi și-a coborât capul. Fața lui, o, doamne, era ceva oribil de neînregulă cu fața lui. Ne-a zâmbit cum zâmbet imposibil de larg, arătându-și dinții pătați de sânge. Pirea lui era atât de palidă încât era aproape albastră, iar ochii lui erau de un alb lăptos, fără pupile sau un iris. Am deschis gura să țip. Atenție, cumpărători, a început vocea de sus. O, oh, nu. Vă rugăm să vă îndreptați spre partea din fața magazinului și să faceți ultimile cumpărături. Vom închide în 10 minute. Ce? Și apoi, înainte de a putea reacționa, ceva nevăzut l-a smuls pe om din peisaj. A urmat un sunet ciudat de târâre, ca și cum cineva îi trăgea trupul de afară din zona vestiarelor. M-a holbat la ușă, tremurând în timp ce strigătele lui tacă în în urechi. Dar nu s-a mai întors. Și în câteva minute a revenit agitația obișnuită de la Walmart. Voci, pași, roțile cărăcioarelor de cumpărături care se rostogoleau pe podea. Tremurând m-am ridicat în cele din urmă și am descuiat ușa. Magazinul arăta complet normal. Oamenii stăteau la coadă la casele de marcat, punându-și marfa pe benzile transportatoare. Angajații scanau etichete, tipăreau chitanțe. Oamenii se îndeutau spre ușile de sticlă, iar când o făceau, acestea se deschideau glisând. În timp ce ne îndreptam în spre ieșire, l-am zărit pe bărbatul mai în vârstă care ne avertizase mai devreme despre tornadă. Ce? Ce-a fost asta?" am întrebat, fără să-mi pot împiedica vocea să nu-mi tremure. El a ridicat din numeri. Cred că tornada ne-a ratat. Ce miracol, nu-i așa?" Dându-ne un zâmbet, a ieșit pe ușire de sticlă și a dispărut în noapte.